M-au trântit jandarmii. Nu, m-au trântit jandarmii. În baltă acolo, m-a lovit cu pumnul. Și au zis ce au zis? Păi ce să zic, în mulțimea și m-am pierdut. N-am mai, am fost inconștient, aproape o oră, din lovitura și ei. Și ieri ce s-a întâmplat? Deci am fost internat în spital. Ieri dimineață oamenii s-au opus și au venit la jandarmi. De data asta au venit cu gheoazele, cu bastoanele, a dat în oameni, a lovit în oameni. Nu-i frumos jandarmii să facă așa ceva, nu-s gheogari. Și m-ați răspățit ceva ieri? Eu ieri m-au brâncit, m-au dus de atâra și când m-au brâncit mi s-a fisurat o coastă în partea asta. Și am fost internat la spital, ieri am fost la spital, am și un document de spitalizare, încât mi s-a fracturat o coastă. Deci să vedeți, vedeți dumneavoastră cât de civilizație este în rândul jandarmeriei români. Dar câți jandarmi erau? Jandarmi au fost mulți, peste 1000 de jandarmi au fost. Au înnegrit toată valea asta pentru 400-500 de oameni care erau aici, așa, pentru că ceilalți erau pe drum. Da. Și ce o să faceți în continuare dacă ce? Încercăm cu ajutorul legilor statului român să revendicăm proprietatea că este a cetățenilor, a administrației locale, a comunii și nu al lui domnul Buzatu și nu al lui Mircea Vlasa, primarul. Toate documentele vom înainta și dacă nu vom reuși nimic în România, vom depune documentație la Bruxelles, pentru că noi vrem ca acest teren nu este a șevronului. Șevronul pur și simplu dă bani la alții. Eu nu avem treabă, noi avem treabă, noi suntem stăpâni, noi suntem proprietari aici. Deși documentația este dată și pe la televiziune și pe toate posturile și proprietatea terenului este a administrației locale. Deci nu este al lui Mircea Vlasă. Dacă se convinge că este al lui Mircea Vlasă, se dea ei socoteală. Luni dimineață vine jandarmii, n-am pregătit toți. Luni, pe la ora 4, am ajuns în, aproape de magazin. Acolo vin jandarmii, a intrat în noi în forță, ne-a bătut, ne-a călcat în picioare, cu domnii din spatele nostru, cu securiștii. A dus în dub, uitați aici, eram eu cu niște băieți. Acolo am cu niște băieți. M-au luat doi jandarmi aici, m-am băgat în dubă, m-a și bătut. Și pe m-a... când i-am spus aseară, când i-am zis, zic, de ce m-ați băgat pe mine în dubă forțat? Și a început să râdă pe la spate, aveam asta în cap. Am tras pe ochi și a spus că ia dă-ți cagula jos după ochi să-ți vedem fața. Și pe urmă unul dintre ei m-a amenințat. Ce crezi că s-ar ție puștule? Unul gras. Atât. Și am rămas peste noapte, am auzit că e posibil, foarte posibil, că s-au mișcat utilajele la Lipovăț, acolo unde sunt. S-a ducă tubul și ce mai au de adus. Dimineața am fost pe poliție, ne-am dus în sat să blocăm jandarmii. Și au intrat în forță cu scuturi, cu astea. Erau 16 dubi numai dimineața la 5 și apoi au mai venit după. Și au luat numai liderii, au urmărit, care vorbeau, care aveau ceva de spus. Pe ei i-au luat ușor, ușor, au luat-o pe zâna, au târât-o pe jos, pe zâna Domitean. Acolo era în prima linie, cum ar veni, oameni care erau legați, s-au dat ca și cum ei dezleagă funile, dar pe lângă cei dezlegau funile, au și lovit oamenii, le-au dat cu bastoanele și cu scuturile, au lovit. Cu toate cu oamenii nu au lovit. Eu mai fost domnul Costică Spiridon de aici din sat, la rândul lui, cu mașina, a fost scos din mașină, din ce am auzit, n-am prins să filmez, dar a fost scos din mașină, l-a bătut, l-a lăsat jos și apoi a venit ambulanța după și l-a luat. Tot așa, amenințări, intimidări. Apoi am venit în tabără, au blocat acolo drumul, eu n-am putut, am venit aici în tabără, peste drum, am venit cu gardul, am venit pe proprietate privată. Și le-am spus, n-aveți voi, proprietatea e privată. Și nu au răspuns nimeni, nici măcar, cum ne spune, negociatori nu erau. Ei au apărut exact după ce s-a terminat tot scandalul. După ce s-au luminat, s-au mai liniștit lucrurile, dar i-a luat ușor, ușor și pe restul. Și cam asta au fost. Apoi, na, au mai venit oameni, dar nu au putut să intre, că au blocat peste tot, pe aici, pe deal. Are omul pământ acolo și vrea să se ducă să vadă
pământ, oare grâu acolo și nu-l lasă. Peste tot, și prin păduri, și la marginea pădurii, peste tot. După cât știm noi din regulament, trebuia să intervină la ora 7. Deși au intervenit la 5:30. Poate nu știu exact, dar 5. 5 ceva, 5:30. Și după ce s-a întâmplat în momentul când au intervenit, au intervenit în forță, cu toată trupa de elită, cu 500-600 de jandarmi, nu știm exact cât sunt, dar au fost destui. O coloană formată din distanța de la Pungești până la Armășoaia, plină de camioane, mașini și tot felul de transporte blindate. Și dânșii au venit neobruscat, noi am încercat să ne apărăm, am fost prea puțini, n-am putut să facem față, dar în schimb, dânșii, fiind într-o număr atât de mare, au intervenit în forță și au folosit forța, fără ca noi să fim violenți. Deci am fost loviți, personal nu, dar sunt destui cetățeni ai comunii care au fost și-au protestat pentru a opri să nu să bagi utilajele. Au fost loviți cu bastoane, cu scutere. Eu cu scutere am fost și eu lovit. N-am avut nicio șansă să mai putem opri jandarmeria, fiindcă a forțit forța la maxim împotriva noastră. Foarte mulți oameni au fost loviți din zonă, de aici, care au fost în prezență. Bineînțeles că jandarmeria nu recunoaște și nu o să recunoască niciodată, fiindcă ne-au prins într-un moment dificil noaptea, fără lumini, fără televiziuni, fără presă, fără nimica.